După o lungă perioadă de tărăgânare, unul dintre cele mai așteptate obiective de investiții din oraș și-a deschis astăzi porțile. Bazinul olimpic de înot a fost pus la dispoziția celor care doresc să practice acest sport și nu numai. Tineri sportivi au testat deja apa pentru că evenimentul a început cu o demonstrație de înot. Una dintre cele mai așteptate investiții de către severineni a fost inaugurat astăzi în municipiul Drobeta Turnul Severin. Este vorba despre bazinul olimpic de înot, denumit generic bazinul Drobeta. Cei care au participat la inaugurare sunt încântați de felul în care s-a intervenit asupra acestui obiectiv, care, vreme de mai mulți ani, a fost lăsat de izbeliște. E diferent la cer la pământ. Nu se compară, e incomparabil. Cât de util îl găsiți? Foarte util, foarte util. De-abia aștept să dau nepotul la înot, să învețe să înoate sau să-și perfecționeze în continuare înotul. Una destul de folositoare pentru copiii de la noi din Drobeta Turnul Severin, unde se pot practica, de ce nu, sporturi, antrenamente pentru multitudinea de persoane în acest oraș, de ce nu. Sunt mulți ani de așteptare. Da, într-adevăr, dar așteptarea a meritat. Cel puțin 10 generații n-au avut unde să învețe, să înoate. Cred că era peste puterile lor să învețe peste 30 de copii într-un bazin de 10 metri pătrați. Bazinul de înot reprezintă, de altfel, un avantaj foarte mare pentru antrenorii de înot care până acum nu au avut posibilitatea să își desfășoare orele de curs în astfel de condiții. Ne-am antrenat în diferite locații, Herculane, Crisura Dunării, în ultimul timp chiar și la Târgu Jiu am mers cu copiii să ne desfășoare antrenat, deoarece n-am avut o bază asemenea de performantă, cum avem acum. Le mulțumim pe această cale celor care s-au implicat. Sperăm să scoatem și performanță, dacă avem această bază profesională de antrenament, să scoatem și performanță cu copiii, atât pe partea asta de natație, cât să nu uităm că bazinul este benefic pentru toate ramurile sportive, în notul fiind alternativa oricărui sport. Lucrările de reabilitare, modernizare, dotare și extindere pentru acest obiectiv au fost realizate pe fonduri guvernamentale alocate de Compania Națională de Investiții. Bazinul de înot Drobeta are o suprafață totală de 8.370 de metri pătrați. Fondurile provin de la bugetul de stat, prin Compania Națională de Investiții, prin aprobarea unei hotărâri de guvern cu sprijinul guvernului PSD încă din 2019, dar în același timp și Consiliul Județean Meridin și-a adus un aport substanțial, în sensul că am suportat tot ce înseamnă utilități. Primăria, Consiliul Local a sprijinit și sprijină sportul, investim foarte mult în copii și juniori. Ei trebuie antrenorii să vină cu tinerii și noi îi sprijinim material să poată să facă performanță. Nu este ușor, dar sperăm că într-o zi vor ieși campioni și de la Drobeta Turnul Severin. De asemenea, cei care doresc să achiziționeze un abonament aici vor putea să beneficieze de mai multe facilități, precum saună, sală de fitness și masaj. Cei care doresc să meargă la bazin o vor putea face după sărbătorile de Paști.